Dragi telespectatori, e o nouă ediție de Culart în această seară pentru dumneavoastră. Și după cum vedeți, și fundalul ne îndeamnă către teatru. Dar nu orice fel de teatru, bineînțeles. Și pentru că vreau să vorbim despre teatru în forma lui așa frumoasă cum o știm noi, l-am invitat alături de mine pe Ionuț Greama. Bună seara! Bună seara! Ce faci? Bine! Mă bucur foarte tare. Am eu o întrebare formată din trei. Cine ești? Ce faci? Și de unde vii? Sunt actor. Mă ocup cu asta. Din fericire. Și de unde vin? Asta e o întrebare... Te las pe tine să o alegi. Cu un iz metaforico. Da. De unde vin? Vin dintr-o lume artistică, încă din copilărie, o lume artistică pe care mi-am creat-o eu. Pentru că pregătirea mea a fost totdeauna pe real. Am făcut mate fizică, am făcut ASE, dar eram de mic, desenam, cântam, pictam, făceam spectacole cu copii și actoria a apărut pur și simplu ca o nevoie, pot să zic. N-am știut dacă asta vreau să fac toată viața, am știut că în momentul respectiv asta e ceea ce trebuie să încerc să fac, să-mi dau șansa să fac. Și iată că a fost o alegere care spune că mi-a prit. În ce an ai terminat facultatea? În 2008, 2007-2008. La clasa? Domnule Ioan Cojar. Și ai fost unul dintre privilegiații. Am fost unul dintre ultimii privilegiați, exact. Da. De ce spun asta? Pentru că mai vorbim cu alți colegi de breaslă, dacă pot să spun așa. Când vorbeai de Cojar, de maestru Cojar, totdeauna se vorbea cu o anumită eleganță, cu poate mai mult decât respect pentru cine a fost și pentru dascălul care a fost. Pentru că era, domnia sa a fost printre ultimii dascăl cu adevărat. Și de asta mă bucur foarte tare că discut cu un elev al maestrului Cojar. Și am să te întreb acum cum a fost primul tău contact cu maestrul Cojar când a intrat în facultate. Primul meu contact a fost... S-a întâmplat acum foarte mult timp, deja. Deși au fost practic acum 15 ani, cred. Îl țin minte de la admitere pe domnul Cojar. El avea... Era o combinație foarte interesantă între o apariția unui o domn în vârstă, blajin, ca un bunic. Avea o candoare, avea ceva foarte cald. Iar apoi când începea să-ți povestească și să vorbească, dintr-o dată te copleșea cu cunoștințe, cu informații, cu modul în care privea lucrurile, cu simplitatea pe care punea accentul tot timpul. Și la noi s-a pus accentul în facultate pe asta, pe normalitate, pe adevăr. Real, pe adevăr. Pe organic. Da. Și ținea enorm la asta domnul Cojar. Ne oprea tot timpul dacă simțea că o luăm puțin pe lângă. Care a fost spectacolul vostru de licență? În anul 4 am la actorie am jucat în trilogie belgradeană, unde s-a pus accentul 100% pe simplitate, pe relație, pe conturare de personaje, dar nu atât de mult. Eu mi-am dat licența cu un spectacol de regie al Marianei Cămărășan și regia fiind Mariana Cămărășan, Alexandra Penciuc, cu E frică de Virginia Woolf. Frumos. Unde, într-adevăr, fiind un text realist, un text, adică nici acolo nu s-a pus problema de construcții expresioniste sau personaje extravagante din... și da. Da, deci asta a fost. Cu spectacolul ăsta mi-am dat eu licența, cu acest rol. Dar spectacolul de clasă a fost trilogie belgradeană.
două spectacole frumoase, dar două spectacole în aparent simple, dar foarte grele. Da, 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 da. Și cu tematică, aș putea spune, apropiată, apropo de refugiu, de ce se ascunde în spatele măștilor. De... Vreau să te întreb acum, din punctul tău de vedere, acum ca și actor deja cu experiență de 15 ani, să zicem, pentru că experiența aproximativ, acum în fiecare zi, dar vorbim acum din punctul ăsta de vedere. Ție ți se pare în momentul în care ți se dă un personaj pe care trebuie să-l construiești, de unde începi cu construcția personajului pe care îl vei juca și unde se termină? E foarte greu de spus unde se termină, pentru că îmi dau seama de nuanțe și de descoper lucruri noi jucând spectacolul. Cu e frică de Virginia Woolf, un spectacol pe care l-am jucat 10 ani și încă descopeream. Încă noi, alte noi valențe. Da, și pentru că, normal, jucând un spectacol atât de mult timp, tendința este să îl cunoști atât de bine, să știi drumul bătătorit, încât să se rodeze într-un asemenea fel, încât să mergi pe drumul știut, pe pilot automat, destul de ușor. Și ăsta era un challenge pentru noi. Ca să veniți de fiecare dată cu ceva să nou. Să redescoperim, ca să ne facă plăcere din nou, să-l reinventăm, deși drumul era același, schița era aceeași. Deci nu pot să spun unde se termină lucrul la un rol la teatru. La film, de bine de rău, unde s-a dat stop, s-a terminat. Nu mai e ce să faci. Da. Cum începe? Sunt roluri pe care le simt încă de la prima lectură și atunci mă apropii instinctiv de ele și pornesc de la, să spun, de undeva mai aproape de mine însumi și apoi construiesc. Sunt roluri care îmi par străine la început sau pentru care am o reprezentare exterioară. Adică le vezi din afară? Le văd cumva din afară, da, și încerc să-mi dau seama ce-mi inspiră acea imagine pe care o am eu despre rol și apoi să o aduc spre mine și să găsesc un punct comun. Și să ajungi să te complaci cu situația personajului și cu starea lui de fapt. Și final. Cumva să găsesc fix zona asta, cât din mine trebuie să mă duc dacă e un personaj foarte diferit de mine. Ți s-a întâmplat de multe ori să, apropo de personajele de care nu le vezi bine de la început și nu sunt atrase, să spunem așa, în universul tău, ți s-a întâmplat vreodată să îți pui problema că nu poți să-l joci? Da. Da. Care Dar se întâmplă. Care a fost unul dintre unul dintre ele este personajul meu din Frig. Un spectacol regizat de Alex Bogdan la un teatru. Mi-a dat rolul unui puș de 18 ani, neonazist, membru al unei găști, foarte volubil, guraliv. Genul de personaj pe care l-am urât toată viața, eu fiind un tip cu foarte mult bun simț, în copilărie cu prea mult bun simț, da, și totdeauna am avut o problemă cu tipologia asta de bully, de șmecheraș agresiv, foarte agresiv. Și târziu am reușit să intri în personaj. Să-i găsesc niște zone cu care să rezonez și să-i prind niște vulnerabilități, ca să nu fie doar o formă, pentru că limbajul era foarte agresiv, mișcările erau... Da, a fost un personaj agresiv pentru tine provocator până la urmă. Da, da, da. Pe care, acum îți spun și ție, l-am văzut. Și de-aia am vrut să te întreb, pentru că, cum să spun eu, în general, în momentul în care ne alegem un personaj și ni se oferă un personaj să jucăm, este o provocare, indiferent că îl simțim sau nu îl simțim. Dar totdeauna e o provocare. Și acum intervine următoarea întrebare pe care am mai adresat-o la un moment dat unui partener de discuție. Creionarea personajului o faci și în funcție de experiențele tale? Acumulezi, în afară de experiența personajului, pui peste
Și experiența ta personală de viață? Totdeauna vii cu tot bagajul. Și dacă se întâmplă ca experiența ta de viață să fie relevantă în lumea personajului, în construcția personajului, foarte bine. Dacă nu, faci paralele, încerci să-ți imaginezi cum ar fi să fi trăit lucrurile alea. Dar tind să cred că am trăit suficient de multe lucruri până la vârsta asta încât să îmi dau seama măcar de ceva echivalent din da, ca să poți să faci cât de cât o anumită legătură. Experiența mea. Care a fost primul tău personaj de film pe care l-ai jucat? primul personaj de film în anul întâi, cred, într-un film de groază. Și cum a fost? A fost o experiență foarte stângace. Un film de groază în care jucam un film american. În care jucam un puști american în care nu mai știu ce făcea, lua o pastilă și devenea zombie. Era Da. Și partea când deveneam zombie mi-a plăcut foarte mult, cu machiaj, cu, am avut totdeauna, totdeauna mi-a plăcut zona asta de make-up, de costum, de machiaj, de a deveni ceva cu totul diferit. Și filmele de groază am avut totdeauna, am fost atras de ele, nu de filme de groază gratuită, sângeroasă și da, atât. Să aibă o logică și să aibă și o... Mai mult thriller psihologic cu accente horror. Aici nu era vorba despre așa ceva, dar eu am fost foarte încântat că aveam masca, felul de atașamente pe față și lentilele. Da. Nu pot să spun că a fost o experiență din care am învățat ceva. Următorul din care am învățat ceva ca actor, pot să spun că da, a fost relevantă pentru mine. A fost o experiență haioasă, m-am distrat. Următorul rol a fost puțin mai mare în filmul lui Radu Gabrea, Călătoria lui Gruber, cu Florin Piersic Junior. Atunci l-am și cunoscut pe Florin, jucam șoferul lui, eram tot timpul pe lângă el. Și atunci, da, am văzut cum e să joci cu adevărat să joci ceva. Și să ai, deși nu aveam un rol de o mare întindere, nu aveam un rol foarte complex. Dar era altceva față de ce era cu totul altceva experiență. Și mergând un număr de zile la filmare, vedeai cam cum funcționează lucrurile. Și acum, uite, facem un exercițiu, dacă vrei, de imaginație. Cum ar fi pentru tine, vorbim de film, cum ar fi pentru tine personajul ideal pe care ți l-ai dori să-l joci într-un film? Te-ai gândit vreodată la partea asta, așa? Sincer să fiu, nu-mi dau seama, nici în teatru nu mi-am pus problema ce mi-aș dori eu să joc. E drept că în ultimii ani am fost distribuit din ce în ce mai des în roluri de personaj cu probleme, vulnerabil și totuși agresiv și domn, elegant, dar în același timp foarte mult pe fizicație. Nu știu, sincer să fiu, nu știu. Îmi plac, sunt atras de rolurile dificile, delicate, tenebroase, personajele care ascund ceva, mai degrabă decât de cele moi, soțul dintr-o comedie, o comedioară romantică sau, deși pot fi și alea, pot fi minunate, pot fi foarte bine scrise, poți avea ce juca. Nu știu. Eu sunt, oricum, eu m-am apucat de actorie fiind fascinat de filme de epocă, de filme fantasy, de... Mi-aș dori să joc într-un un cavaler, nu știu, mi-aș dori să... Să faci un astfel de personaj. Să trăiesc eu ceva ce nu mi-e dat să trăiesc în contemporan. Da. Care este cel mai drag sufletului personaj pe care tu l-ai jucat până acum în teatru românesc? E foarte greu pentru că sunt și am fost și sunt în continuare foarte legat de personajul din Cui e frică de Virginia Woolf, pentru că am jucat și spectacol atât de mult timp, pentru că este rolul care ne-a scos din facultate și ne-a adus în... Unde sunteți acum?
și ne-a adus unde suntem acum și nominalizare la premiile Uniter și am jucat spectacol la Teatrul Lact și la Notara și apoi la Godot și e un rol cu care am crescut și pe care am încercat să-l cresc odată cu mine. În ultimii ani, din ultimele mele spectacole, aș putea spune Caturian din Omul Pernă. Este cel mai, cumva cel mai aproape de sensibilitatea mea. Este un rol pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. Este un spectacol la care visam de când am terminat facultatea. Iată și care s-a întâmplat acum 4 ani. Și iată că ți s-a împlinit visul. Și iată că s-a împlinit visul. Unde te pot vedea în Omul Pernă, prietenii? La Teatrul Act. Cu cine mai joci în spectacol? Cu Lucia Riftime, Cătălin Babliuc pe rol dublu cu Andrei Săușan și cu Dan Rădulescu. E un spectacol frumos. Un spectacol care... Frumos este unul dintre cuvintele care l-am putea descrie. Am zis așa, ideea este următoarea, că nu vreau să dăm tot, știi? Vreau să-i lăsăm și pe cei care se uită la noi să vină să vă vadă, pentru că până la urmă despre asta este vorba și în ceea ce îmi propun eu, prin a vă invita pe voi să stăm de vorbă. În primul rând să vă cunoască pe voi ca oameni. Să știe că în spatele actorului și în spatele personajului care se află pe scândura există un om, cu bune, cu rele, cu alea de zi cu zi. Și în același timp să-i provocăm pe oamenii ăștia care se uită la noi și vor să mănânce cultură pe pâine, să vină să vă vadă. Pentru că este foarte important atât pentru voi ca actori pe scenă, clar, cât și pentru ei. Și atunci acest parteneriat, dacă putem să-i spunem așa, între actor și spectator, trebuie să fie unul cât se poate de consistent și provocator în același timp. Că tot ce facem ca actori e o provocare pentru noi, dar în același timp îl provocăm pe cel care se uită la noi să reacționeze. Și asta e frumos, asta e partea frumoasă până la urmă. Mergând mai departe, ce îți propui de acum încolo să joci? Ce ai vrea să mai joci? Eu pot să-mi propun foarte multe lucruri. Păi știu, dar uite, ce mi se oferă sau ce se întâmplă. Da, s-a întâmplat. Asta a fost un caz fericit și a fost pur și simplu după foarte mult timp s-au adunat lucrurile în așa fel încât acest proiect s-a întâmplat. Îmi doresc să diversific puțin aria de personaje. Aria și de personaje și aria de colaborări. De când am terminat facultatea, forțați fiind să lucrăm în zona independentă, pentru că erau posturile blocate, concursuri au fost foarte puține, concursuri de angajare în teatrele din București. Și ne-am și obișnuit, vorbesc de generația mea, pentru că cei care au venit după noi am văzut că au cu totul o altă mentalitate și altă deschidere. Noi cred că am fost ori mai cuminți, mai timizi, mai puțin informați, mai puțin ambițioși, nu-mi dau seama. Dar n-am fost la... Să bateți la ușii, hop, să n-am intrați, fost, n-am încercat să ne afirmăm atât să de mult. Să ieșiți în față, da. Și ca dovadă, foarte puțin joacă din generația mea. Și erau foarte mulți, am avut foarte mulți colegi foarte buni, care s-au străduit să facă lucruri și s-au legat lucrurile pentru ei, da. Și... Dar, activând atât de mult în zona asta independentă, și dintr-o teamă, cred, de a merge la concursuri, de a vedea... E foarte delicat cu concursurile astea de angajare, pentru că automat mergeți tu și toți colegii și la final va fi o departajare foarte clară pe hârtie cine a fost mai bun, cine a fost mai prost. E o chestie de care încă am... un pic de teamă. Da. Am rămas, într-un fel, blocați în zona asta. Da, și am avut ocazia să joc în teatre de stat tot la foști colegi de generație regizori. Am înțeles. Și a fost... Ți-a prins bine până la urmă și experiența inclusiv într-un teatru de instituție. Mie place foarte mult să joc la stat. Da, deci n-am niciun fel de problemă. Doar că probabil lumea și-a și imaginat că nouă ne place foarte mult în independent. Și atunci din cauza asta nu v-a mai chemat. Și atunci, da. Și cred că vorbeam chiar de curând cu o prietenă care spunea că
statul ăsta în independent, pare de fapt că nu dorim să ne asumăm responsabilitatea unei angajări, a unui cărți program, de muncă, a unui program de opere. Da, și cumva vrem noi, suntem mai boemi, suntem mai, vrem să fim flexibili, vrem să ne alegem noi mai proiectele. Mai răzvătiți față de sistem. Mai, da. Nu cred că e vorba despre asta. A fost vorba fix de șanse și de locul în care am putut să ne facem meseria. Și sunt un loc în care v-ați făcut meseria până la urmă bine și așa cum ați simțit voi. Da. Pentru că știi cum e? În momentul în care te simți închistat în niște jaloane, șabloane, cum vrei să le spunem, poate în momentul ăla simți că nu mai poți să dai tot din tine. Și atunci e preferat să faci așa. Cred că acolo este o altă... E o altă rigurozitate. Un alt tip de luptă cu tine, aceea de a rămâne proaspăt și de a-ți păstra tu scopul de ce ai vrut să faci meseria asta și ce-ți place în meseria asta, în acești parametri, în această schemă. Ești angajat, ai acest program, ăsta e salariu și așa mai departe. Și am văzut colegi care vin la repetiții ca la birou. Și mai aveți și plictisiți. Și plictisiți și mai puțin interesați și încercam să mă gândesc cum. Și eram foarte, eu fiind colaborator, eram foarte dornic. Să faci și să fii în acel proiect. Și mă gândeam, ce se întâmplă? Da, presupun că ți se oferă proiecte, nu poți refuza. Dacă ești angajat, n-ai cum să refuzi. Da. Dar pe de altă parte... Ai ocazia să lucrezi cu niște regizori care nu lucrează în independent. Da, așa este. Și... E drept, Alexandru Dabija montează la act din când în când. E drept că Andrei Șerban a venit și a montat la un teatru. S-a întâmplat ca fix în perioada respectivă eu să fiu deja în sunetul muzicii la opera comică Antamat și am ales... sunetul muzicii, pentru că îmi doream foarte mult să fac musical. Mi se pare că acum au început să fie interesați. Și asta e foarte important. Dar tot nu ai aceleași ocazii pe care le-ai avea într-un teatru de stat. Așa este. Ionuț, eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că am stat împreună în această seară și încă o dată reiterez invitația către dumneavoastră, dragi telespectatori, să mergeți să-l vedeți și pe Ionuț Grama la un teatru, la opera comică, așa cum spunea, în sunetul muzicii, un spectacol fabulos de altfel și mult succes! Mulțumesc mult! La fel! Să avem! Să avem cu toții!